Asta e piața romană din centrul Bucureștiului. Buricul capitalei, cum ar veni. Și aici, în centrul Bucureștiului, e casa asta. Uite, pe geamurile astea deschise, prăfuite, se vede înăuntru. Probabil a fost un birou cândva, spectaculos totul. Casa asta cu geamuri sparte, îzgălite cu graffiti. E pe o stradă care se numește strada, aici scrie undeva, Tachionescu, și asta e chiar casa unuia din cei mai importanți oameni politici pe care a avut România vreodată, Tache Ionescu. Asta e casa lui Tache Ionescu din buricul capitalei. Unul din cei mai importanți prim-miniștri pe care i-a avut România vreodată. Învățăm la școală despre pacea de la București de la 1913, care îi se datorează. Asta e casa din centrul capitalei, unde cade tencuiala. Fiecare mare oraș românesc are o stradă care îi poartă numele lui Tache Ionescu. Aici, ce scrie acolo? Cade tencuiala. În vara lui 1922 a murit. În vara lui 2024 mai moare odată.